Salut și bine ați venit la un nou video! Pentru că toată ziua sunt pe drum, am decis să facem un super challenge! Să mâncăm la benzinărie toată ziua! 24 de ore mâncăm la benzinărie! Și are! Nu la restaurante! Abia aștept să mâncăm numai la benzinării! Poftim în benzinării, dar în altă parte pe drum oare nu găsim să mâncăm? Benzinării sunt lucruri nesănătoase, junk food! Fast food gustos! Chipsuri, snacks-uri, pupureți! Exact, tot ce e mai bun, nu? Tot ce e mai bun pentru cei care își doresc asta. Ari vrea să vorbească și ea cu noi! Prima oprire... Iată că intră! Deja într-o stație Peco. Alimentăm în același timp. Fetele merg să cumpere mâncare bună. Nu știu eu cum o fi mâncarea din benzinărie, dar sunt sigură că va fi o super cafea aici pe care abia aștept să o bea. Deja ți-ai scos centura, Bri? Da. Mara, mergi așa? Nu cred. Da. Îmi pun mai ghetele. Cum să mergi doar în îmbrăcăminte termică? Nu pot să cred așa ceva. Hai să vedem ce gătim de mâncare și cine stă cu Ari. Cine a scos-o pe Ari? Bri, tu? Nu. Deci le-a avut prinse. Deci le-a dat jos sigure. Deci Ariana știe să-și scoată centura. Nu pot să cred așa ceva. Intrăm în benzinărie. Sunt curioasă ce gătim la benzinăria asta. Nu prea-mi place mâncarea de aici, dar încercăm. Ce zici, Bri? Găsim ceva bun? Da, eu cred că o să găsim ceva gravi. Ceva gravi? Bri, era vorba doar să mâncăm. Câte plusuri! Care gata, nu am văzut așa ceva niciodată. Nu am șor, nu am șor, eu vreau! Alimentez din timp să nu pățesc cum am pățit acum două zile. Le-am rămas fără motorină pe drum. Și aceeași destinație am avut-o și data trecută. Stâna de Vale. Chipsuri, vexuri de toate! Și dulciuri, cornuri, ceaiuri. Sunt curios să văd ce mâncare bună aleg fetele. Bri, a vrut această înghețată și lizgân. De unde ai luat-o, Bri? Bună de mâncat. Da, cea mai bună. Și ne-am găsit Gabi. Ce-a mai zis, Bri, era vorba de mâncare, nu de Gabi. Tati, am văzut o grămadă de mâncare, vreau să vezi. Luăm așa? Sivișuri și dulciuri. Alegeți-vă ce vreți să mâncați aici. Tu ai luat covrigi, am luat dulciuri. Covrigi. Îmi place foarte mult aceste covrigi pentru că sunt mici și pot nebate în gură așa. Da. Cafeluța! V-am zis eu că voi găsi lucruri gospoase în benzinărie. Ce faci pentru Teo? Și să văd cum este triunghiul meu. Cam tare! Mergem și mâncăm mașina ca să nu pierdem timp, să ajungem. Mi-am luat covrigei. Aceștia sunt covrigii din copilărie. Brânza ta, nu cred! Au, mănânc eu! Ia să vedem ce și-au luat fetele. Și Bri. Ăștia nu sunt cu sare, dar e o variantă și cu sare. Roșii, eu iau. Vasile, virgulă, roșii, virgulă, castraveți. Vreți și voi? Da, da. Teo, tu ce mănânci? Convenția tati. Foarte bun. Poftă bună! Avem 84 de kilometri, adică vom face în jur de o oră și jumătate. Ceea ce ne va face să ne mai oprim la următoarea stație de alimentare. Ari, mănâncă puțină brânzică de la Mara și nu prea îi place, prea viscul se strâmbă. Teo are brânzică de la Mara. Mara a împărțit brânzica ei cu toată mașina. Numai roșu am prins la semafor. Avem o grămadă de semafoare, încă nu am ieșit din Oradea. Greu e drumul ăsta. E bun, e bun, e bun, papa, miam, miam. Cel mai rău lucru e că la Stâna de Vale se închide pârtia la ora 17, iar noi ajungem la ora 15.30. Covrigi! E fericit acum! Wow, Mara, dar tu mănânci mai mult? Uite! Or pâine are sandwich-ul ăla, goală! Să-i dăm și Arianei pâine goală, că-i place! Teo, ai gustat triunghiul meu, cum e? Foarte bun! Am ajuns la zăpadă și tot nu e foame, dar dacă nu avem benzinărie, nu avem cum mânca. Ce ne facem? Eu sunt furator, mâncăm furator! Și glumeam, sunt eu! Și mâncăm zăpadă, la câtă e? Abia aștept. Mie îmi place zăpada, o mărând din pe toată. Și junk food? Nu e adevărat, avem pulpiță, rigioare. Mâncare bună. Cea mai bună. Mai bună era mâncarea din benzinării. Cartofii, uitea, sunt uscați de-a binelea. Asta e mai mare. Înghețați? Da.
Și acum desertul. Sau ce-a mai rămas din el. Așa bun a fost acest papalaș. Ne-am dat seama că mașina trebuie mai întâi curățată, să punem măsuța și să ne întoarcem la benzinărie. Am mâncat în mașină și am făcut dezastru pentru că nu avem măsuță. Așa că am trecut pe acasă, ne-am schimbat și o pornim din nou la drum după ce curățăm mașina asta. Acum e gata. Și când ajungem la benzinărie, luăm mâncare. Normal, despre asta e challenge-ul. Hai, fetelor, că se face ora prânzului. Challenge-ul trebuie dus la bun sfârșit, pe lumină. Acum e gata. Până termină mara de curățat, mă duc să aduc măsuța. Acolo n-am ajuns. Urmează. Hai, Mara, hai, aș face eu. Dar copilul îmi mănâncă tot timpul. Și curățăm masa. Ștergem masa. Aproape suntem gata. Fetelor, voi ați terminat de făcut curățenie în mașină? Da, putem să punem măsuța. Gata, pregătiți. Să scoatem măsuța. O dăm mai spre Ari? Da, hai. Spre mine. Wow. Uite, Ari, ai măsuță. Am vrut eu să stau aici. Poți și tu aici. Numai că vom mânca atunci când nu vom fi în mers și nu vom avea centurile puse. Pentru că Bri nu cred că ajunge cu centură. Deci putem porni? Da! Eu nu cred! Ați strâns-o? Da! Sigur? Da! Așa se face curățenie, fetelor. Jos și strângeți! Repede! Deci, Teo, adună gunoaiele! Pușurile sunt acolo. Bine, mami. Eu aduc pe mami să pune copilul în centuri. Și spui și tu centura după. Eu mi-am pus-o deja. Îmi pun și eu centura acum. Eu deja le-am strâns la hârtie. Am găsit o altă benzinărie. Ia să vedem ce găsesc aici. Tati, eu aș vrea de aici o cafea cu lapte. Oare mai e poftă de altceva? Găsești glucoză? Sau ciocolată neagră merge bine la cafea? Iar eu mă zog mesmester. Brian, îi place să se joace pe telefon. Și a descoperit jocul ăsta chiar de la noi din clipuri. Ia-mi și mie ceva, tati. Că și eu aș fi jucat mesmersers. Numai că pierde fiecare dată. Da, da, vă cumpăr. Numai că să văd ce găsesc aici. Benzinăria asta e cam mică. Tati, dar acolo pe panou unde scrie prețul benzinei motorinei arată că au și mâncare. E o furculiță și un cuțit, deci... Hai că am adus pentru fiecare câte ceva. Ia să nu vedem. Nu aveau ei foarte multe, dar suficiente cât să vă îmbunez. Serios? Numai atât? Unde-i laptele? Am cerut cafea cu lapte și ciocolată neagră. Nu văd nimic. Am mai luat ceva. Am mai luat un suc. Un am mai suc? Luat bomboane. Ciocolata mea unde e? Am uitat. Și laptele fugi înapoi și cere lapte pentru cafea. N-au. Trebuie să aibă. Nu au. Serios? Nu. La ce benzinărie ai oprit, tati? Foarte multe mașini alimentează aici. Da, se vede. Avem și de ales între pompa 1, 2, 3 sau 4. Eu încerc să deschid. Ai și plătit-o? Da, exact. Am dat 3 lei. E atât de amară, zahăr n-aveau? Mami, cafeaua a fost făcută la aparat. Am dat pe maxim, ce n-ai înțeles? Aoleu! N-aveau cafea care să aibă lapte în aparat? Gata, haide să mâncăm. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Haide să bem. Eu am o idee. O să pun o bomboană din asta în cafea. Poate o să fie mai dulce. Caut una cu portocală. Napolitane cu ciocolată. Sper măcar că astea să fie bune. Eu și tata cu pufuleți. Eu, da. Hai, stai jos. Vine lângă tata. Așa. Bun. Chiar foarte bun. Numai că te o dă pe jos. Și noi doar ce am făcut curat. Aria a dormit, așa că ea nu mănâncă pufuleți cu noi. Iar eu voi căuta un Mentos de portocală. Acesta îl mănânc oricum. Nu vreau roz, pentru că roz e cu căpșuni, numai roz. Și eu nu vreau cu căpșuni. Să vezi că toate sunt roz. Da. Nu cred. Am desfăcut sigur mai bine de jumătate de tub. Stop. Am încercat eu noroc. Ha, cred că ai văzut în timp ce scoteam. Și cred că următoarea e portocalie. Vom vedea acum ce culoare credeți că e.
Roz. Tot roz. Acum eu. Hai, Teo, tu. Apoi eu. Între timp o mănânc pe asta să nu o pierd. Eu sunt norocoasă, portocală. Uite că a găsit portocalia, Teo. Poftim, mami. Super, o punem în cafea. Sper să fie mai dulce. Eu așa ceva n-am văzut niciodată. Avem și bacon. Wow! E cea mai fericită, am primit fulet. Are doi dinți! Doi! Eu tot mă chinui să deschid aici. Bravo, Bri! Tati, dă-mi să beau și eu suc din acela de portocale. Să mă îndulcesc. Mami, tu ai cafea. Cafea ți-ai dorit. Voi ați mai băut. Acum beau și eu puțin. Eu am băut. Poftim, Teo. Mulțumesc. Eu m-am săturat de mâncare de aici. Mergem la altă benzinărie? Poate găsim mâncare mai multă și mai bună? Ce ziceți? Scrieți în comentarii. Să mergem? Eu zic că da. Voi? Eu sper să găsim benzinărie cu restaurant. Ar fi cel mai fain așa. Ar fi ideal. Dar unde sunt aici în Oradea benzinării cu restaurant? Aveam la Focșani, Mara, cu Subway. Luca, cu Subway, cu Mac, cu KFC. Opriți-vă, că nu mergem la Focșani. Rămânem la Oradea, pentru moment. Așa că, puneți-vă centurile, mergem mai departe. Poate de data asta suntem mai norocoși. Mai departe? Am ajuns destul de departe și n-am găsit ce trebuie. Eu zic să schimbăm direcția, nu să mergem mai departe. Cine conduce, Fantoma? Păi, mă duc la volan. Hei, ce fac cu atâtea bomboane desfăcute? Propun să le puneți înapoi. Plus că nu facem risipă. Am terminat cafeaua și mi-a rămas bomboana. Aceasta chiar e bună. La gunoi cu el. Tati! Tati! Opa! Centurile, fetelor! Acum! Are. Bravo, Bri! O să se bravo, Mara! Bravo, Teo! Țineți mâncarea! Cine merge de data asta la cumpărături la mall? La mall! Pardon, la benzinărie sau la Peco? Eu! Nu, mă duc eu de data asta. Tu cu ce plătești? Eu, dragoste. Nu merge așa, nu știu cine îți dă ție mâncare pe dragoste. Hai, mami, mai repede, că vreau să-mi aduci ceva bun. Am reușit! Am scos-o! Hai, mai jos! Repede. Acum! Merg și eu cu tine, mami! Tati, rămâi cu Ari, e neliniștită! Mergeți repede, să iau pe Ari din centuri. Sunt curios ce ne aduce mami. Va veni oare tot cu cafea? Ce zice Ari? Teo, hai să luăm lucruri mai bune decât au luat ei. Să găsesc o cafea super. Ceva sandvișuri sau are dulciuri? Sandvișuri. Nu vrei sandvișuri? Ciocolată neagră, vreau ciocolată neagră. Dulciuri. Chiar sunt curioasă cu ce o să vină mami. Scrieți în comentarii cu ce credeți că o să vină. Oare iar cafea? Și să scrieți în comentarii, nu știu ce. Adică? Să scrie acolo. Nu știu ce. Ciocolată cu Oreo. Wow. Hai, nu știu. Iar iei pufuleți? Da. Și eu vreau așa. Cu lămâie? Au? Vreau napolitane cu lămâie. Nimic cu lămâie. Hei! Uite ce-am găsit pentru Bri. Aia mică. Cutie de anul nou. Ce zici, o luăm? Vrei? Da, pentru că are multe surprize. Super, și niște chipsuri. Sau acestea cu usturoi. Și roșii. Ce sunt astea? Kinder. 3 pentru fiecare. Au și cu Harry Potter. Luăm fără Harry Potter? Da, fără așa. Ok, fără Harry Potter. Schimbă pufuleții cu ăștia. Mie îmi plac la nebunie pufuleții aceștia. Iau și un suc. Am căutat și alt suc, dar n-au decât mare. Așa. Și eu voi lua și o cafea. Cafea o bucune. Ok, ce vrei de aici? Un suc. Ma, și aici am cafeaua. Arată mai bine. Arată mai bine, nu? Până și Ariana a mâncat napolitană. Se vede foarte bine ce e la gurița ei. O ștergem. Ari, da. Abia aștept să vină mama să ne surprindă. Au venit și fetele și au mai ales ceva. În total am plătit la această benzinărie 138 de lei. Dar priviți cu mâinile pline.
am luat o pungă. Tati, noi de data asta am luat o grămadă de chestii. Am luat un Happy New Year pachet, cutie, o Happy New Year cutie, o grămadă de dulciuri și multe altele. Hai să-ți arătăm. Și buleți, chipsuri, sucuri. Hai că vă fac loc. Cafeaua nu e mult mai bună, dar nu a fost de la aparat, mi-a făcut-o acolo în spate. Și am putut pune și lapte. Am pus 3 cutiuțe din ale mici de lapte, 3 pliculețe de zahăr și deci e băubilă. Mai mulțumită decât de ce mi-ai adus tu. Wow, câte sunt aici. Dar voi nu v-ați încurcat. Am să iau și mai multe. Au venit și fetele și au ales la urmă încă ceva pentru că le-ai lăsat să vină la toaletă. Eu îi ziceam lui mami, nu mai lua atâtea. Deschidem. Deschidem asta. Hai. Și. Wow. Ce e asta? Puste păsturile. Chec, un fel de chec cu caramel. Un corn. Corn. Încă o prăjiturică. Prăjiturică cu cacao. Înghețată dulciuri. Ursuleț. Un cornet de înghețată cu ciocolată în el. Geleuri. Iar prăjiturică. Iar o înghețată. Acestea sunt dulciurile copilăriei. Bumbone. Asta e preferatele mele care de asta l-am luat. Teo, mai ușor, că nici nu s-a văzut ce ai luat aici. Vă arăt eu. O pâinică. Nu desface! Îi facem, nu? Wow! Sunt un fel de vermișă. Geleuri. Încă o înghețată. Geleuri. Și cam atât. Iar pe cutia aceasta am dat 30 ceva de lei. Ți se pare mult? 33. Nu mi se pare mult, dar nu sunt de calitate. Trebuie să recunoaștem. Și voi trebuie să recunoașteți. Dar astea sunt dulciurile copilăriei noastre. De fapt, mai mult ale fraților mei mai mici. Și am luat noi dulciuri de calitate extra. În afara punguței. Eu din acestea vreau să mă rog. Mara, dacă ai ști ce ți-am luat pentru tine special, am luat ceva. Arată-i Teo ce-am luat special pentru ea. Cu de ochii. Și pentru tine special și pentru Bri special. Arată ce-am luat. Din aia cu tuc? Nu, era singura cu Oreo și mai erau cu căpșuni. Dacă voi cu căpșuni, erau multe, mă rog să schimb. Erau și mai ieftinețele cu căpșuni. Doar un corn pentru mine. Mai asta multe. Tot ce vrei. Și împărțim. Și chipsuri. Am luat 2 feluri de pufuleți și cei mai de calitate și mai scumpi, să zicem așa, aceștia pe care am vrut eu. Și Teo a vrut pufuleți clasici. Mie ăștia îmi plac cel mai mult dintre toți pufuleții. Și mie, dar ăștia. Ei, îi plac cel mai mult Teodorei. Și mie. Și lui Aripte. Nu cred. Eu am fugit cu asta. Mai bine mă duc în față, o să mănânc singură. Voi fetelor, rămâneți în spate. Și noi mergem în față, ca să vă delectați. Tati, ia punga aceea cu chipsuri, cu usturoi și biscuiți Oreo. Stela pentru noi! Hai și mie! Scrieți-ne în comentarii, voi ce gândiți de aici? Și iarăși, tati, nu am găsit mâncare gătită la această benzinărie, deși sunt multe benzinării care au sandwich-uri, salate și alte mâncăruri gătite. Noi n-am nimerit. Deci savurăm ce avem de savurat aici și mergem mai departe. Care vrea? Hai, Bri, pe partea cealaltă tu. Eu vin din partea asta pentru că eu nu mai am loc acolo, sunt doar 2 scaune. Chiar dacă sunt chipsurile mamei, vreau să le închec. Cine îmi deschide ou Kinder ul? Este preferatul meu. Mamă! Briana, oul Kinder. Articulăm oul, nu Kinderul. Nu-mi plac. Foarte bun. Ți-am zis eu că i-am luat pentru mine și tati. Și eu răspund. Gustă și tu. Ah, usturoi. Foarte bun. Să-l lăsa frig. Mai bine mănânc o Kinderul decât chipsurile alea. Tati, hai și noi în mașină că ele mănâncă tot dacă nu mâncăm și noi. Ciocolata e veche. Dar expiră pe 20.04.2024. Buvuleti sunt trași. Deci nu e expirat, asta doar un pic la căldură. După ce am dat pe ele cât nu face, știți că, în general, la stațiile PECO, unde alimentezi mașina, produsele sunt mult mai scumpe decât în marketuri. Nu știu ce să zic. Eu nu cred că în market e mai ieftină de 17 lei această ciocolată. Eu cred că e mai ieftină. Așa că mergem la altă stație PECO. Toată lumea în centuri. Hei, tati, eu nici n-am apucat să mănânc. Stai măcar să gust chipsurile. Cafeaua n-are capac. Atunci opresc motorul? Și mâncăm, că doar ăsta e challenge-ul. Mâncăm toată ziua de la benzinării. Mănânc batonul copilăriei. Copilăriei cred că mame, mie nu prea place. Așa e, e un fel de ciocolată de casă care se găsea și pe vremea noastră. Foarte bun. Am terminat cafeluța, mi s-a făcut poftă de fondante. Așa scrie pe acestea. Hai să vedem dacă sunt bune. Sunt din cutia de anul nou. Să vedem ce culoare au. Arată destul
Ce s-a întâmplat acolo? Arată destul de bine. Au caramel. Sunt bunicele. Poftim, Teo! Mulțumesc! Hoțul! Căsale mele! Ghidușa de Briana! Ne-am adus! Bravo, Bri! Hei, dar până să plecăm, sunt pline de caramel. Vreau și eu sucul meu. Unde e sucul pe care mi l-am luat? Te-ai cumpărat și suc? Alți bani ai cheltuit. Uf! Ține! Și e din ăsta nesănătos. E bun! Și nu am cheltuit alți bani! În suma finală e inclus și acest suc. Vreau și eu! Fără! Tu ai alt suc! Dar e neliniștită! Mami e în față și de aceea e neliniștită. Cred că oprim și mă duc în spate. Următoarea stație va fi... Ghiciți unde? La mall? Dacă e o stație pe col la mall, da. Dacă nu, nu. Și mai bună, yay! Deja am prea multă energie de la câtă cafea am băut, dar nu pot să ratez cafeaua de aici, care este mult mai bună decât la celelalte benzinării! Toată noaptea voi petrece! În mașină! Dacă sunt aceeași energie cu a ta, dar nu mă pot ține! Toată lumea vrea să meargă cu noi de data asta, sunt sigură că aici bonul va fi și mai mare decât la benzinăria la care am fost eu. Apropo, tati, tu cât ai cheltuit la cealaltă benzinărie? 25 de lei. Ce? Păi de asta am mâncat așa de prost! Tati! Hai să vedem cât cheltuim aici. Fetele steau și coboră din mașină, iar eu nici măcar centura nu mi-am scos-o. Dar le prind eu din urmă. Hai, tati, după ele, să nu cumpere tot magazinul fără noi. Hai să mergem, mergem. Duceți-vă, fetele, eu rămân să alimentez. Să vedem ce alege are de data asta din benzinărie. Hei, dar ce faceți aici? Ce ați găsit? Nu uit. Pe ce luți? Asta e Disney. Asta e o altă. Să zic cât costă. Asta este de rău. Dar nu știu, nu știu, scrie prețul. Sigur, scrie pe undeva pe aici. Nimic, o pusă trai baby. 100 duș. Aici? Minis. Nu scrie Minis? Eu nu mai văd. Minis, găujit, zoo, Marvel. Astea sunt Marvel. Nu vreau să nu fie Dudorin, dacă Dudorin e foarte fain. Că am avea doi elefanței, deci... Eu vreau asta! Hei, dar ce facem aici? Parcă a fost vorba că luăm mâncare, nu jucării din benzinării. Ce aleg oare fetele? Ei, dar sunt foarte foame! Hello! Le vrem... Vorbile din astea. Hei, uite, și are vrea ceva, se tot întinde la raftul acela. Ia, privește! Asta e 130 de lei? Da. 40? Sau cele din spate? Cam scumpe. Foarte scumpe. Din păcate nu le luăm, sunt 135 de lei sau 139 de lei, mult mai scumpe decât în supermarket. Mai așteptăm să ajungem în supermarket, nu durează mult. Bun, dacă mergem în supermarket, ideea challenge-ului se pierde. Deci ce facem? Scrieți-ne voi în comentarii, dar nu trebuie să mergem acum în supermarket. Pur și simplu, acum trebuie să cumpărăm mâncare din benzinării. Mâncăm 24 de ore din benzinării, dar alte lucruri putem lua din supermarket. Cum ar fi balsam de rufe, chiar am nevoie. Eu vreau niște covrigei. Acestea ce sunt? Nu le-am mai văzut. Dacă e spanac, vreau. Da, sunt eu, nu-mi place. Ești luăm. Atunci eu vreau acest dulce. Ciuperci? E foarte fain. Briana, vrei acest dulce? Mm, când te vei transforma în pisică. Aceasta este mâncare de pisici. Pentru pisici. Bake rolls cu ciuperci. Ciuperci. Ceva nou. Nu am mai văzut până acum. Deși sunt aceeași firmă de pufuleți pe care i-am luat din alte din... Aceștia sunt cu mări și iau pentru Ari. Iar acesta este pentru pisici, nu? Asta ai zis. Ai schimbat raftul. Ce-ai găsit, Mara? Sunt jeleuri în formă de... Tetris! Jocul copilăriei noastre. Am găsit o gamă variată de ciocolată neagră. Am ales cu cireșe. Abia aștept să mănânc. Și cafeaua, să nu uite cafea. Luăm de pisici? Aici puteam să luăm și mâncare gătită, dar deja ne-au focusat pe dulciuri. Haideți să vedem ce am cumpărat de la această benzinărie. Am cheltuit un pic mai mult decât la precedenta. 141 pic de lei față de 138, 3-4 lei în plus. Dar am luat fel de fel de ape aromate. Aceasta este apă cu vișine. Mare greșeală, trebuia să iau apa noastră românească și nu e bună deloc, are gust apă de la robinet. E cu magneziu, scrie pe ea. Briana și-a luat apă cu bule. Apa asta cu arome e mai rea ca sucul. Nu e, e...
Paris, un joc. Wow, ce drăguț! Facem un joc. Niște pufuleți pentru bebeluș. Hai să-i dăm Mariani. Uite, are, iem, iem. Vreau și eu, cu măr și porumb. Puteți să mușdei? Jeleu. Un simplu jeleu. Aici poți să muști din ele și să faci pătrățele micuțe. Trebuia să le combine astfel încât să nu-ți rămână spații, nu să le muști tu, ca să-ți rămână pătrățele micuțe. Acum toată lumea are jeleuri în gură, așa că revenim după ce terminăm. Eu am terminat și încep altele. Niște jeleuri vierni, niște covrigi. Ia mea! Mi-am luat ciocolată cu vișine, apă cu vișine. Mie îmi plac vișinele și acasă am mâncat dulceață de vișine. Chipsuri de la altă benzinărie. Cealaltă. Niște bacons cu cioperci și smântână. Alte jeleuri. Eu vreau să gust din asta. Ale mele. Grisine. Sunt din dar sunt sparte. Oh my. Așa arată o bucățică. Acest suc este mult mai bun decât apa aceea. Hai să desfacem și ciocolata neagră cu vișine. N-ai voie ciocolată tu. O punem deoparte. E bună. Cine mai vrea? Cu cafea. Mami, ești la a patra cafea. Ai băut una dimineață când te-ai trezit, una la a doua benzinărie, a treia la a treia benzinărie, suntem la a patra benzinărie și tu ai a patra cafea. Și la prima benzinărie am băut cafea. Da. 5 cafele, mami, mami. De am atâta energie. Hai să mergem odată că nu mai pot sta locului. Mergem repede, repede, la mall. Numai mâncare nu trebuie să cumpărăm. Și ea trebuie să luăm doar din benzinării. Și toată ziua am mâncat snacks-uri. Eu ce să vă fac dacă mi-ați vrut sandwich-uri? Sperăm că v-a plăcut acest challenge. Dacă vreți să mai facem partea a doua, lăsați-ne în comentarii o altă idee de-a voastră. Da. Cum am putea să construim un alt challenge? Și dați-ne like să adunăm 10.000 de like-uri! Și mai mâncăm o zi din benzinării sau poate mâncăm o zi de la fast food sau o zi doar de la cofetărie sau o zi doar din supermarket sau o zi doar de acasă. La supermarket ar fi fain pentru că avem mâncare gătită acolo, pizza, precare, tot ce vrei. Depinde! Poate nimerim supermarketuri fără raionul acela de mâncare caldă. La Ușonau. Deja ai ales? Da. Lasă că vedem noi data viitoare în funcție de ce ne scriu abonații noștri în comentarii. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Aveți peste tot pe ecran vloguri, sketch-uri, challenge-uri, playlist-uri pe care le puteți accesa în continuare și intra din nou în universul nostru. Iar noi vă spunem la revedere și... Pa, 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 pa.